că acest proiect le-a creat copiilor o stimă mai mare față de învățare, față de școală. Este extrem de important ca ei să vadă în școală lucruri pe care le folosesc acasă și uneori le sunt interzise. Este un lucru deosebit. Faptul că ei pot să folosească în cadrul lor de PIS și mai ales în cadrul lor de matematică, tabletele. Pot să spun din punctul de vedere al elevilor, din ce am văzut până acum, că au asimilat foarte bine proiectul. Este un lucru pe care, jocul pe tablete este un lucru pe care ei îl fac în timpul lor liber și este ceva natural pentru ei. Îi ajută să primească un feedback pas cu pas, să-și identifice greșeala, eroarea și să o corecteze într-un timp real. E o muncă titanică, consider, mai ales pentru doamna profesoară de matematică și de informatică, că, spre deosebire de celelalte unități de învățământ din cele 10 școli selectate, noi avem neșansa să avem doar un singur cadru didactic. Anul acesta că funcționăm la un învățământ tradițional fără simultan, dar, din păcate, la învățământul primar nu funcționa și la învățământ simultan. Copiii sunt foarte încântați de această idee de implementare și alte discipline. Chiar în momentul în care am plecat cumva în 2-3 persoane care ne-am implicat în proiect, începem încet, încet să atragem și alte cadre didactice. Știm cu toții care e opinia majorității elevilor despre matematică, în general, la informatică se mai descurcau cât de cât mai foloseam calculatorul, laptopul, cât de cât. Dar la matematică, când auzeam de matematică, venea potopul. Acum, dacă ați venit să vedeți cum se desfășoară, că toată lumea așteaptă cu zâmbetul pe buze, ora preferată a dumneavoastră, dacă facem un chestionar la nivelul școlii, e ora de matematică, vă așteptăm pe doamna cu drag. La informatică la fel, pentru că au acces mai mult la cele placelor în mediul virtual, la informații de pe internet și încerc în acest sens să îi îndrum cât mai spre ceea ce le folosește.